Salutare prieteni și bine v am găsit la un nou top. De ce vă vom face top 5 oameni cu puteri supranaturale. Deci, hai să începem. Pe primul loc se află Michel Lotito, omul mănâncă tot. Michel Lotito s-a născut în 1950 și e francez. Consumă tot, biciclete, televizoare, aros și un avion de mici dimensiuni. Ca să nu mai vorbim de pahare și farfurii, ele dezmembrează pe toate și apoi le mănâncă pe rând. Pentru avion a avut nevoie de însă 2 ani între 1978 și 1980. De mic copil a început să toace lucruri din jur și totul a devenit public <coughs> și organizat din 1966. Michel nu suferă de niciun fel de efect advers, chiar dacă unele materiale conțin și substanțe, substanțe considerate otrăvitoare. Se pare că pereții stomacului s -au său sunt de două ori mai groși decât ai unui om normal, iar acizii gastrici produs sunt foarte puternici. Să trecem la al doilea om cu puteri supranaturale. Pe locul 2 se află din Carnezas, omul care poate alerga la nesfârșit. De în este faimos pentru că a alergat 50 de maratoane în 50 de zile consecutive, ba mai mult, a alergat fără oprire pe o distanță de peste 560 de kilometri, în 3 zile și jumătate, în care n-a dormit deloc. <coughs> în 2007, Carzanes... E, care este și scriitor, nu doar alergător de cursă lungă, a fost inclus de revista Time printre cei mai influenți 100 de oameni din lume. Oameni de știință care au studiat organismul au, con au conchis că americanul are o rezistență ieșită din comun pentru că efortul pe care îl depune îi distruge mai puțin mușchi decât în cazul oamenilor obișnuiți. Mai mult, de la un punct încolo, celulele musculare a lui Karnazes devin imune la efort. Mai mulți cercetătorii au descoperit că maratonistul are o cantitate mai mare de sânge în sistemul circulator decât restul persoanelor și că în condițiile în care a reușit să se hidrateze și să se alimenteze în mod constant și nu ar mai trebui să doarmă, americanul ar putea alerga la nesfârșit. Pe locul 3... Pe locul 3 se află Tai Ngoc, omul care nu a dormit 30 de ani. Thay Ngoc, un, un vietnamez în vârstă de 68 de ani, susține că n-a putut dormi timp de 32 de ani în urma unei stări febrile căpătate în anul 1973. <coughs> timp de 11.700 de nopți, Taig Ngoc a numărat șiruri nesfârșite de oi fără rezultat. Vietnamezul se ține însă tare, reușind să care două, de două ori pe zi câte 50 de kg de fertilizator pe o distanță de 4 km, și să se întoarcă fără acasă spuse spuselor soției sale. <coughs> Actualmente Ngoc locuiește la ferma asta de 5 hectare, <coughs> având în grijă toată ziua de porci și de găini. În afară de o mică disfuncționalitate la ficat, medicii nu au reușit să găsească nimic în regulă cu sănătatea lui. <coughs> Pe locul 4 se află Prahlad Jani, omul care nu mai mănâncă și nu mai bea nimic de 70 de ani. Ioghinul Prahlad Jani, în vârstă de 83 de ani, a fost internat pentru o serie de analize care speră medicii să le dezvăluie noi secrete despre corpul uman. Bărbatul se află în spital sub supravegherea video 24 de ore din 24 și nu a consumat nicio picătură de apă, nu a mâncat și nu a mers la toaletă de când a fost internat. Ascetul susține că la vârsta de 8 ani a fost binecuvântat de o zeiță și de atunci trece fără alimente. Și pe locul 5, ultimul din acest top, se află Wim Hof, omul invulnerabil la. Him Himhoff a rezistat 72 de minute la polul nord, fiind îmbrăcat doar în pantalon scurt. Acesta susține că își poate controla temperatura corpului, utilizând o metodă tantrică folosită de călugării din Tibet. A înotat aproape 60 de metri în apă atât de rece, încât i ucide de aproape instantaneu pe oameni obișnuiți. Olandezul își poate unde scrie aici, unde își poate controla sistemul nervos vegetativ numit și autonom deoarece activitatea sa este involuntară în condiții normale și reacțiile sistemului imunitar. Deci, cam ați avut cu acest top, top 5 oameni cu puteri, cu puteri supranaturale. Eu am fost Manu, până la viitoare vă spun, pa, pa.